Într-o zi, un mare scriitor rus, care avea obiceiul de a nu umbla cu banii la el, întâlni un cerșetor, care întinse mâna și ceru de pomană. Scriitorul, care avea o inimă foarte bună, se căută prin buzunare, se scotoci, dar nu găsi nicio lețcaie. Atunci, plin de dragoste, întinse mâna cerșetorului. Iată, dragul meu, nu am niciun ban la mine, dar îți dau o strângere de mână cu toată dragostea. Cerșetorul îi strânse mâna și cu glas cald de recunoștință răspunse: Mulțumesc, domnule! Nimeni până la dumneavoastră nu mi-a dat o pomană atât de frumoasă. Fiecare dă din vistieria sufletului său ceea ce are. Întotdeauna găsim să dăm ceva aproape lui nostru. Dacă nu avem bani, putem oferi un gând bun, o vorbă plină de iubire și, mai ales în aceste vremuri de restriște, putem face milostenie sufletească, care este mai de preț decât orice alte bunuri trecătoare.